În comuna Lerici s-a desfășurat în premieră pentru România un campionat de fotbal în mers, concept nou pus în practică de doctorul Marius Geantă și echipa sa în cadrul Festivalului Sănătății, organizat săptămâna trecută în localitatea Mușeleană. Astăzi suntem la sala de sport pentru prima competiție de fotbal în mers. Ne-am tot gândit, după ce am făcut studii sociologice cu metode avansate, după ce ne-am întâlnit cu cetățenii, cu autoritățile, ok, cum am putea să găsim o modalitate prin care să îi facem pe oameni să devină și mai activ fizic, să devină mai activ din punct de vedere social și al comunității. Și am avut șansa de a experimenta fotbal în mers în urmă cu mai bine de 10 ani în Irlanda. Și, sigur, nu știam despre ce-i vorba și mi s-a părut fascinant cum oameni de toate vârstele și, în acel caz, pacienți cu diverse boli se strângeau în mod constant într-o sală de sport, mai mică decât aceasta, și jucau un joc care seamănă cu fotbalul, pentru că avem o minge, niște porți și niște jucători și probabil majoritatea regulilor, dar e un joc în care nu ai voie să alergi, ci doar să mergi, nu ai voie să lovești mingea prea tare sau foarte tare și nu ai voie să joci cu mingea pe sus. Și aceste reguli, de fapt, echilibrează foarte mult dinamica, pot să vină de la copii la persoane în vârstă, de la oameni, eu știu, adulți tineri până la adulții în vârstă, și scopul e să stimulăm activitatea fizică și să ne bucurăm cu toți. Competiția s-a desfășurat în sala de sport din comuna Lerești, iar la prima ediție au fost prezente 4 echipe, purtând nume care să promoveze anumite fructe benefice sănătății: mărul, lămâia, căpșuna și portocala. Forța mărul de aur. Forța căpșuna veselă. Forța portocala fără sâmburi. Forța lămâia feliată, forța zimbrii Lerești. Da, este ceva inedit și în premieră, atât pentru Lerești, cred că și pentru România, pentru țara noastră, acest festival al sănătății, în care include și acest mini-campionat de fotbal în mers. Este prima ediție și cu siguranță vom avea și un campionat al comunei și mă gândesc să avem și un campionat interjudețean, de ce nu? Sala de sport prezintă condiții bune de desfășurare a activității. Până la urmă trebuie să toată lumea să se bucure de mișcare, de sport și de voie bună. Cum vă simțiți din postura de jucător? Deocamdată n-am intrat, dar sunt capitan de echipă și suntem încrezători că vom obține un rezultat bun, vom da și goluri. Important este să ne simțim bine cu toții. Finala competiției s-a jucat între selecționata primăriei, Maioul Belți în aceste imagini, care l-a avut în echipă chiar pe primarul Marian Toader, și o selecționată a foștilor jucători de la Zimbrii Lerești. Sau, cu alte cuvinte, mărul de aur contra lămâia feliată. S-a impus selecționata a foștilor jucători, scor 1-0, aceasta intrând în posesia trofeului pus în joc. Hai să-i aplaudăm!